2023, nu știu cum o să fie, aș fi vrut să setez tonul pentru anul acesta mai bun și mai minunat și cred că am făcut-o destul de chei cu primul episod, care a fost apreciat de unii, numit inutil de alții, normal, deci el desenat, trebuie animat mai mult, am înțeles. O să fie un an ciudat 2023, foarte ciudat. Anul trecut spuneam că Facebook anunță 11.000 de locuri de muncă pierdute, o să se continue acest trend, câteva zeci de mii de locuri o să fie pierdute între cei trei giganți media, Microsoft, Facebook, Meta și Amazon. Toți o să dea oameni afară de la locurile de muncă. Industria TV și cinema se restructurează în continuare. Din ce în ce mai multe companii devin una singură. De exemplu, HBO. Îți vine greu să crezi că HBO va dispărea ca și nume. E deținută de Warner, care este unit cu Discovery. Nu mă gândeam că Discovery e atât de mare, dar se pare că Discovery e atât de mare încât HBO să fie mic în comparație și să fie numit cândva în viitor doar un hub, doar un playlist, playlistul HBO. Nu știu ce se întâmplă, e posibil cei de la conducerea HBO să fie mai puțin atinși sau mai puțin din generația HBO decât utilizatorii. The Last of Us a ieșit acum o săptămână, două. M-am pus să mă uit la el seara. Am știut cine a produs serialul, cine a fost în spate. Craig Mazin are un podcast foarte bun, Screenwriters Podcast, așa se numește al lui Craig Mazin și încă un băiat mereu lui. El a scris sau a regizat unul dintre filmele The Hangover și, desigur, seria Chernobyl, care a fost foarte bună. Mă aștepta să iasă bine The Last of Us, dar nimeni nu se aștepta să iasă atât de bine. Impactul inițial al serialului asupra audienței a fost aproape la nivelul lui Game of Thrones. Aproape 5 milioane de urmăritori pe primul episod și aproape 6 milioane de urmăritori pe al doilea episod. Primul episod a ajuns într-o săptămână de la lansare la 20 de milioane de vizionări de la utilizatori diferiți, ceea ce e foarte tare. The Last of Us este un serial bun, bazat pe jocul The Last of Us. Am început să mă uit la el imediat ce a ieșit. Am jucat jocul de două ori. Pentru cine nu a jucat jocul, e șocant ce se întâmplă la minutul 10 din primul episod. Pentru că te atașezi tare multe oameni, iar eu pe măsură ce vedeam că mă apropii de acel moment și am, ok, e timpul să opresc episodul, este seară, vreau să dorm cum trebuie. Execuția a fost spectaculoasă, te-a făcut să te atașezi, primele două episoade foarte, foarte bune, vi le recomand, mergeți acum pe HBO, dați la căsuța de căutare și scrieți Westworld. O să vedeți că nu găsiți Westworld pe HBO și este unul dintre simptomele, probleme pe care o vorbeam mai devreme, a HBO-ului care dispare. Anul trecut a fost știrea că mai multe seriale în primul sezon sau care erau planificate au fost oprite, au primit cancel, urmează să mai fie filmate și dacă au fost filmate nu apar pe platformă. Și te întreb, măi, l-au filmat deja, de ce nu pun pe platformă? Ce urmează să vă spunem și mai șocant. Dacă l-ai deja pe platformă, cum e Westworld, unde e Westworld? Un serial foarte bun. Îl au pe Harris, Luke Hemsworth, Anthony Hopkins, na, cel mai mare nume dintre toți, dar oricum o grămadă de actori buni, un serial foarte bine făcut. Nu mai este pe platformă din motivul banilor. Atât de mari trebuie să fie tăierile pentru economie, încât au dat serialul jos. Pentru că serialul, chiar dacă nu mai cere investiția cum e filmat și e pe platformă, dacă este urmărit contractual, trebuie să fie plătiți actorii mai departe. E faimos faptul că actorii din Friends primesc cecuri care îi țin bogați, bine mersi și în ziua de astăzi, din urmă, pentru că este mai departe sindicat. Syndication, nu știu care e traducerea în română. Mai departe se primesc cecuri și HBO a tăiat Westworld din broadcasting, nu-l mai ai pe platformă, ca să nu mai plătească actorii mari, actori buni, regizori buni, toate cele. Jonathan Nolan a regizat seria și l-au tăiat de pe platformă, nu mai e nimeni plătit la fel de mult, cel puțin. Sunt sigur că probabil trebuie să mai dea ceva bani încoace încolo, dar dacă foloseai torrentul până acum și credeai că este o crimă fără victime, trebuie să știi că victima ești chiar tu, dacă nu plătești serviciul. Nu e reclamă, e doar că n-ai ce, nu poți să schimbi treaba asta. Pot să zic eu, nu ai cum să schimbi treaba asta. Și e un efect domino. Acum, dacă vrei să vezi Westworld, unde poți să te duci altundeva decât la torenți? Odată ajuns acolo, zici, hai să mai caut. Și The Last of Us și uite așa, se face un efect de bulgăre de zăpadă. Pentru a doua știre trebuie să mergem undeva în iunie anul trecut. Atunci a avut loc evenimentul, însă în nebunia de evenimente care l-au înconjurat, acesta nu a ieșit în evidență. Avem povestea unui tip de 20 de ani, Christian Glass. Era geolog amator. Omul îi plăcea să meargă în natură și să se uite la pietre. S-a trezit blocat cu mașina în
munți și a sunat la poliție. Sperea din calea afară, pe de o parte de faptul că va muri acolo în munți, în mijlocul nicăieri, în mașină, pe lângă mașină, nu era prins, nu trebuia așa nimic. Pe altă parte era speriat incredibil de tare de faptul că trebuie să sune la poliție și să vină poliția. Vă recomand să citiți povestea, dați doar un Google search pentru Christian Glass, pentru a vedea toată desfășurarea acțiunii. Omul stă în mașină, vin mai mulți polițiști care în loc să-l salveze, îi iau viața. Tipul avea 22 de ani, a încremenit de frică în mașină, le-a zis polițiștilor să-i facă orice, să scoată de acolo. Era teamă că va face ceva care va fi considerat un act de violență și că își va pierde viața. Și a pierdut-o, nu e ok pe YouTube să spui mai multe detalii de atât, dar citiți povestea, e tragic. Omul de frica poliției și-a cauzat moartea. Tot în America, dar și în România problema este destul de mare, doar că de acolo ne vine știrea. O asistentă de la urgențe, dintr-un spital, a sunat la un alt spital de urgențe pentru că nu mai aveau loc pentru pacienți. Aceasta este povestea care se desfășoară de 3 ani încoace, chiar dacă pandemia a trecut. Spitalele sunt supra-solicitate, supra-umplute, nu sunt suficienți angajați în sistemul medical. Nicăieri, de niciun fel, oameni sunt obosiți, bolnavi. Sătui, sistemul medical nu este foarte relaxant în ziua de astăzi. Nu e ieșit din comun să suni la un alt spital în caz că nu mai ai loc la tine, însă povestea din momentul de față, după câțiva ani care ar trebui să fim deja pregătiți, nu suntem pregătiți și suntem din ce în ce mai obosiți ca și medicină. Și această problemă este peste tot, spuneți în secțiunea de comentarii voi cei care lucrați, nu doar în România în sistemul medical, ci și pe dincolo, cum simțiți povestea. Dacă sunteți pe dincolo, spuneți-mi de asemenea dacă vă afectează prețul gazelor. Și nu acasă, la locul de muncă. O companie producătoare de sticlă, de produse din sticlă, exportatoare mare în afara Franței, spune că a trebuit să-și închidă fabrica din Franța pentru că în timp ce anul trecut sau un an înainte, consumul de energie reprezenta 4% din costul de operare, odată ce gazul a crescut ca și preț și ai nevoie de gaz ca să faci sticlă, reprezenta 40%. Reprezentantul companiei a spus că pur și simplu nu poți, deci nu ai cum să acțiunea are loc în Franța. În Franța am cunoștințe, mulți îmi spun că dacă stai să te gândești bine, până la 70%, bine, în mod normal 45% din ce câștigi se duce la stat. Mare parte din produsul intern brut al statului francez vine din impozite. Oamenii sunt destul de supărați în Franța pe impozitele mari pe care le dă statul și problema energiei este destul de mare acolo. Am fost acum o lună în Franța pentru un episod pe care l-am făcut pentru Google, la mulți ani în România, un episod short, puțin lume s-a uitat la el, dar am făcut mai multe orașe importante din Europa pentru acel episod. Am ajuns la 11, la Turnul Eiffel, pe 30 noiembrie și becurile erau stinse. O grămadă de străzi aveau becurile stinse seara în Franța, ba mai mult de atât, tot așa, de la 11:30 sau de la 10:45 se sting becurile în multe zone de la iluminatul stradal. Orice persoană care are mașină, din ce mi-au spus și cu care am vorbit, au trebuit să meargă și la 40 de kilometri distanță de Paris pentru a cumpăra combustibil. Și aceea nu cât au vrut ei, ci cât li s-a dat. Cozi peste cozi la combustibil, problemă mare cauzată de războiul din Ucraina, Rusia care pedepsește toată Europa sau care folosește gazele, combustibilii fosili ca și armă împotriva Europei. Analiștii spun acum că Europa va suferi din ce în ce mai mult și având în vedere că o cantitate mare de gaz este acum importată de Europa din America, concluzia este destul de rapidă și de logică din partea companiilor europene. De ce să folosim combustibilul importat din America, pe care plătim scump, în loc să mergem direct în America să ne deschidem acolo fabricile, să le închiriem, să avem operațiune de acolo? Mai mulți analiști spun că ne uităm la o scădere destul de drastică în numărul oamenilor angajați în Europa pe următorii 3-5 ani din cauza prețului combustibilului. În ultimii ani Europa a împins foarte mult înspre ideea aceasta de oprim combustibilii fosili. Germania a închis la centrale pe cărbuni, le omora pe capete. Toată lumea zicea până în 2050 am tăiat-o. Însă nu prea am avut alternativă. Pe de o parte nu am investit în exploatare europeană a combustibilului. Am zis dacă rușii o fac, luăm de la ei, lasă să se polueze ei, că oricum noi o terminăm cu combustibil. Și n-am venit cu alternative destul de repede pentru a fi pregătiți acestui moment. Da, există o discuție care poate să fie purtată pe energia regenerabilă în care se investește foarte mult și am un sistem destul de mare de panouri fotovoltaice pe casă. Merită un episod în sine. Iarna nu te ajută așa mult. Și surprize, surprize, iarna avem nevoie de combustibil mai mult pentru a încălzi casele, nu vara. Vara sigur acoperă un sistem fotovoltaic toate nevoile pe care le-ai putea avea toată vara. Aer condiționat și ce curent mai consum prin casă. Dar iarna e o problemă. Problemă care va mâna din ce în ce mai multe companii, conform analiștilor, din Europa în
America. Și tot analiștii spun că, ok, pentru americani poate să pară ca o idee bună, ok, nouă ne crește economia, însă cel mai mare partener al Americii e Europa. Și clar, America nu vrea un partener slab. Deci oricum mai tăiau nimic. Spuneți-mi în secțiunea de comentarii, mulți dintre voi, peste 30% sunteți în afara țării, așa că na, e pertinent ce aveți de spus. Așa cum ziceam la final, să dau un update de la mine. Am trecut, vă aduceți aminte că am avut o problemă cu un primar la mama localitate. A pornit totul de la nimica, trebuia doar să zic că mă scuze, mă uit la problemă, m-au atacat niște câini. I-am scris un e-mail, ce faci cu câinii, și a râs de mine. Aici o discuție destul de mare, omul e faimos acum, din fericire, nefericire pentru el. Printre discuții a apărut problema localității care nu are gaz în jumătate de localitate, că nimănui nu-i pasă de partea aceea a satului, pentru că acolo locuiesc undesirables, cum ar zice indienii, și acolo se scurge canalizarea efectiv în grădinile oamenilor, în curțile lor. Tot acolo se spune că s-au racordat fals la gaze, n-ai cum să te racordezi abuziv la gaze sau la canalizare, deci n-ai cum. Și șoseaua stătea nefăcută de 7 ani, cred că se făcea 8 ani anul acesta. Mi s-a explicat din partea mai multor oameni, un consilier foarte bine văzut în localitate care vrea să fie primar, mi-a zis că eu nu înțeleg care e procesul din spate, cât e de greu, cât e de complicat să ieși dintr-un contract cu faliment care s-a pierdut, și din motivul acela încearcă de ani de zile să iasă din contract ca să poată să facă drumurile. Primarul mi-a zis că nu poate, nu se poate. Ia uite că în 3-4 luni după ce s-a publicat episodul în care criticam ce se întâmplă acolo, a apărut șosea în sat. Deci nu le-a venit oamenilor să creadă, uite, cum a apărut șoseaua aceea? 7 ani, nu s-a putut, proiecte, presiuni din toate părțile și să nu meargă, dar uite, acum în 3 luni a apărut șoseaua. Eu nu am văzut-o personal, mi-au zis alți oameni că, măi, s-a turnat șoseaua, nu a mai fost, am închis capitolul pentru sănătatea mentală. Ar ieși un documentar interesant, am filmat o grămadă, dar când voi avea timp, apuc din nou de el. Poate în jurul alegerilor, dacă se gândește să recandideze, îl public. Am fost plecat la sfârșitul anului pentru că am avut o reclamă de făcut lui Google și am vrut să o fac special. Era cu ocazia 1 decembrie și trebuia să zic un mesaj simplu. La mulți ani în România, să trag atenția asupra faptului că am o grămadă de urmăritori din afara țării, ne apropiem de o treime. Erau 9% în 2014 când am început canalul, acum o treime. Și pentru că am avut buget, fără să spun cuiva de la marketing, de la ei sau oriunde, le-am făcut o surpriză și m-am luat. Am plecat din România până în Franța, trebuia să ajung în Anglia, dar m-am îmbolnăvit pe drum. Am rămas în Franța 3 săptămâni, nu mai trecea răceala. Ne-am răcit mai mulți și familia mea și familia extinsă, deși deja fuseseră bolnavi. Foarte ciudat, n-am fost în acel mod bolnav în viața mea. Nu înceta să-mi curgă nasul. N-aveam febră, nu transpiram, deși mă normal când transpira ai febră, nu transpiram, foarte dubios. Mă durea capul, spatele și îmi curgea nasul non-stop. Multe și pentru care am lipsit o grămadă de timp de pe platformă. Am lucrat și un episod special despre Genghis Khan, animat. E de început, plafonul, așteptările sunt jos, creștem în timp. Ar trebui să vină un episod de genul o dată la 2 săptămâni. Am cerut donații, dacă vreți, ca și membrii un alta pe canal. N-a apărut niciuna în plus. Ba chiar cu comentarii că, mă, Alex, nu era nevoia. Eu înțelegeam ideea oricum, dar nu știu, așa, poți să efectiv să pui o cameră în față, să spui mesajul pe care l-ai de spus și să nu depui niciun fel de efort. Dar eu cred că primești de tare mare în treaba asta dacă faci pe termen lung. În 2014, de exemplu, erau 62 de canale educative, care se numeau educative în România sau lucrau în această direcție, mai sunt 3. E complicat. O să vină câteva episoade interesante despre casă, izolație, panouri, smart și consum în toate părțile, pentru că e frig, e iarnă. Eu cred că ar fi utilă împărtășirea experienței din ultimii ani cu toate încercările pe care am avut când vine vorba de casă. Ca întotdeauna, dacă acest episod avea reclamă plătită de cineva, vă spuneam, nu are. The Last of Us e un serial bun, vă recomand să-l vedeți. Am făcut un episod despre Chernobyl, foarte bun episod, vă recomand episodul meu, îl aveți pe canal. Și dacă nu ați văzut Genghis Khan animat, urmăriți-l. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de și like și abonare, clopoțelul de notificare, eu sunt Alex Cosma și atenție, cad mereu.